Îl las pe Cătălin. Mulțumesc foarte mult, Oana. Eu început să mă gândeam să fac, nu știu, cumva, chiar postase la dumneavoastră cu Borges, cu Tron, Rugbar, Mundus Celsius, o chestie mai livrească, să povestesc ceva de modul în care ficțiunea se inserează în realitate și cum devine, nu știu, cumva, cum schimbă realitatea. Dar, până la urmă, cred că nu e chiar momentul și atunci o să spun o chestie mai simplă. Mi se pare că conceptul de statul paralel este absolut monstruos. Dacă ne uităm la el, ce înseamnă? Înseamnă că vine cineva și spune că toate neîndeplinirile din lumea asta sunt din vina cuiva. Dacă țineți voi minte, la un moment dat, domnul Dragnea la Antena 3 spunea, păi se știe de ce nu există autostrada Comarnic-București. Nu s-a vrut de către niște oameni. Păi se știe de ce nu s-au făcut spitalele regionale în acolo. Nu s-a dorit de către alți indivizi. Și noi, în principiu, suntem pionii acestui stat paralel. Conceptul ăsta, în tot felul de forme, a generat niște milioane de morți, sau poate niște zeci, sau poate chiar niște sute de milioane de morți. Când se termină cu bine, mi pare foarte, foarte ridicol. Cum au venit unii să ne prostească, să ne facă să credem asemenea tâmpenie? Când se termină cu rău, este absolut îngrozitor. Dacă ne uităm, același concept, nu, statul gülenist în Turcia, are acum niște sute de mii de oameni în pușcării. Niște sute de mii de funcționari care îți dați afară. Niște oameni, ați văzut cum au fost cei profesorii din Moldova, care au fost ridicați pe sus contra unui vagon de mobilă sau nu știu, niște saci de grâu și trimiși în închisoare în Turcia. Cumva, cred că asta trebuie să înțelegem noi, că deși, nu știu, acum ne este bine, ne așteptăm la niște alegeri mai bune, vedem sau sperăm că lucrurile să fie pe calea cea bună, atunci ne-a trecut glonțul pe la ureche. Atunci puteam, foarte probabil, adică dacă cineva ar fost întrebat, dumne, care sunt șansele astea să-și iasă din situația asta, probabil un om rațional ar fi sub 50%, poate sub 25%. Noi ne aflăm într-o lume foarte bună și asta datorită oamenilor care au ieșit în stradă. Asta e important. E important să ținem minte că nu știu, acțiunile noastre au fost eficiente și asta e acțiunea cea mai eficientă. Până la urmă, nu știu, sunt convins că aici sunt niște oameni foarte inteligenți, dar de multe ori democrația înseamnă să aperi cu corpul tău, cu trupul tău, cu corporalitatea, nu cu neapărat marea inteligență sau cărțile pe care le-ai citit sau lucrurile majore pe care le poți face. Asta e tot ce vreau să spun și mulțumesc, Ramonei, că pur și simplu ne aduce aminte cum a fost acolo și pentru istorici o să fie un punct de pornire, pentru că memoria trece foarte ușor și e nevoie de astfel de relatări la cald. Mulțumesc, Ramona!